Fiind la o slujbă de binecuvântare, dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei mici și pe cei mari. Am pe inimă să vă citesc câteva versete din Scriptură și să ne cercetăm ca familii care este relația noastră de familie cu casa Domnului. Ar fi o eroare să venim la casa Domnului numai la binecuvântare. Și apoi să ne vedem doar de casa noastră. În Psalmul 122, David își prezenta relația lui cu casa lui Dumnezeu. Și haideți să ne cercetăm dacă am putea să spunem și noi așa ceva. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și așa se face că biserica noastră chiar așa se numește. Betel, ceea ce înseamnă casa Domnului, Bet-El, în evrește. Ne bucurăm noi când este slujba aici? Își dorea David, citesc și din Psalmul 27, tot cuvintele lui, versetul 4, un lucru cer de la Domnul. Era prioritatea vieții lui. Și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. S-ar putea spune despre noi când am fi întrebați care vă este adresa. Și fiecare să spună strada și numărul de casă. Și dacă ar fi să mai putem adăuga încă o adresă, ce am mai putea spune toți? A doua adresă. Aurel Vlaicu, 121-125. Locuim la casa Domnului. Pentru că aproape fiecare zi ne găsesc oamenii și pe aici, nu? Ca și acasă. Numai acasă te întâlnesc cu oamenii aproape în orice zi. Când cineva se pocăiește, și normal și bine să fie așa, dacă e o pocăință autentică, îi vede pe toți frații sfinți, îngeri, și chiar se bucură. Dar se poate întâmpla ca pe parcurs să aibă vreo neplăcere cu cineva. Și atunci să se ridice întrebarea așa, să-i privească și pe copiii noștri, că știu eu, poate i-am luat la rost pe careva sau frații de ordine că au ieșit afară, au deranjat slujba sau nu știu ce s-a întâmplat. Vom mai veni și atunci cu drag la casa Domnului? Vă amintiți de o familie din Vechiul Testament care au întâmpinat și probleme când mergeau la casa Domnului? Ce spune Scriptura despre Ana când o înțepa Penina? Când mergea la casa Domnului și a renunțat să mai meargă? Nu, regulat. David își amintește, dacă tot l-am amintit pe el, în Psalmul 42, de părtășia frumoasă din casa Domnului. Și să știți că asta îi ține pe copiii noștri și pe noi, avem nevoie de așa ceva. Legătura frățească e prioritară. Psalmul 42, versetul 4. Mi-aduc aminte, mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime spre casa lui Dumnezeu. În mijlocul strigăturilor de bucurie și mulțumire are unei mulțimi în sărbătoare. Însă tot David își amintește la un moment dat în psalm, zice, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa Domnului. Să ne ajute Domnul să ținem la această părtășie sfântă și să venim cu drag la adunare. Iar dacă cineva ne-a necăjit, de-a lungul anilor, am mai necăjit și eu pe careva, să nu se necăjească pe casa Domnului din pricina mea. În primul rând venim la casa Domnului pentru Domnul. Spune David în Psalmul 122, citesc de la versetul 8, din pricina fraților și a prietenilor. Și în adunare avem frați, surori, prieteni și mai mulți sus de aceștia. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, pentru că aici venim să ne întâlnim cu Domnul, slăvit să-i fie numele. Dar, dragii mei, nu-i destul să avem doar o relație de prezență cu casa Domnului. David spunea la un moment dat când s-a construit cortul, templul, când a vrut să treacă din cort în templu, măcar că nu i-a fost dat lui să-l facă,
zice în 1 Cronici 29 cu 2, a participat cu tot ceea ce era necesar. Venim cu drag la adunare, dar cu drag am văzut zilele astea frații lucrând aici la exterior. David n-a avut doar o participare prin prezență. Și a fost o participare prin dăruire. 1 Cronici 29 cu 2. Mi-am întrebuințat toate puterile ca să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, argint, ceea ce trebuie. Fiecare cu ceea ce poate. Vă amintiți de un moment în care evreii se întorseseră în țară după robia babiloneană și mustră Domnul prin prorocul Hagai. Vă citesc din cartea sa, capitolul 1, de la versetul 4. Și le spune, v-ați aranjat, deși nu ați rămas în țară, ați revenit, aveți case căptușite cu tavan, cum am spune noi în vremea noastră, să actualizăm, am pus amporă. Da, așa vorbește Domnul. Versetul 8, suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa, puneți amporă și la casa Domnului. Și le promite Dumnezeu aici ceva. Notați-vă în agendă, priviți retrospectiv. Când v-ați dăruit cu cele materiale Domnului, Dumnezeu n-a rămas dator și v-a binecuvântat și casa. Exact aceeași idee este prezentată în Maleahii capitolul 3. Vă citesc de la versetul 9, sunteți blestemați? De ce? Veniți la templu fără dăruire. Și chiar ce dădeau, scrie în Maleahii capitolul 1, că era ceva second, un animal șchiop, și așa îl mâncă lupul să piardă de turmă. Du-l la templu. Și ne-am achitat, am plătit impozitul. Și zice Dumnezeu aici, da, când mergi la un birou așa te duci? 3 cu 10. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dacă vii la adunare să te bucuri cu frații, te întorci acasă și duci bucuria. Dacă vii la adunare să dăruiești ceva pentru Domnul, când te întorci acasă, Dumnezeu îți binecuvântă și casa. Important să fie legată familia de casa Domnului? Foarte important. De asemenea, scria David în psalmul, spunea și scris în psalmul 122, că mai avea ceva pe inimă să facă acolo. Versetul 4, acolo se suie semințiile, semințiile Domnului și au venit copiii, ăștia semințiile Domnului. O clasă, am avut încă o seminție, grupul 3, îndată mai avem încă o seminție, grupul 4. Că toți vor să laude numele Domnului, că așa e la casa Domnului, fiecare seminție cu ofranda ei, nu? Știți ce a dorit Ezechia atunci când a fost vindecat? De ce ne rugăm noi pentru bolnavi? De ce suferă mai greu bolnavii? De faptul că nu pot să vină aici. Să cânte cu noi, să fie prezenți, să-și aducă aportul. Și spune în cartea profetului Isaia despre Ezechia, știți că fusese bolnav și încă pe moarte. Domnul l-a vindecat și zice el în versetul 19, cel viu te laudă ca mine astăzi. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre, potrivește asta, că astăzi am avut orchestră aici, în casa Domnului. Versetul 22, Ezechia zise, după ce se voi cunoaște că mă voi fi la casa Domnului, își dorea aceasta, se bucura ca și părintele său David. Dragi copii, bucurați-vă că puteți să lăudați pe Domnul aici. Dumnezeu să binecuvânteze dirijorii, formațiile, învățătorii și toți copiii. Și apoi când ni se oferă ocazia să lăudăm și noi pe Domnul. Mi-amintesc că la o zi plină cineva ne-a făcut observația. Cred că am avut mulți musafiri și n-am pus o cântare în comun. Și a zis, frate, dar nu putem și noi să lăudăm pe Domnul. Iertați-ne. Sesizați-ne că putem greși. Că toate semințiile vor să laude numele Domnului. Și cel mai frumos e când cu semințiile, una sau două, se unește întreaga adunare. De ce venim cu familie la casa Domnului? Vă citesc tot din casul lui Ezechia. Cartea a doua a împăraților, capitolul 19.
A venit Sanherib, împăratul Asiriei, țară ce deținea supremația militară în vremea aceea. A sediat Ierusalimul. Unde s-a dus Ezechia cu problema lui? Vă citesc 2 Împărați 19, versetul 14. Ezechia a luat scrisoarea, a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Iată de cine vin copilașii, vin cu biletele la ambon, după învățătura de la Ezechia. Avem probleme și venim cu ele la casa Domnului. Medicii dau diagnosticul și noi venim cu diagnosticul aici, la rugăciune. Doamne, privește, dacă vrei, îndură-te. S-a îndurat Dumnezeu atunci? Se îndură și în vremea noastră? Slăvit să-i fie numele. Avem experiențe în familie. Și eu am constatat când am fost bolnav. N-a vrut Dumnezeu să mă asculte până n-am spus la frate să se roage pentru mine. Ca să ne învețe că avem nevoie în casa Domnului de ajutorul reciproc în rugăciune. Îndrăzniți înaintea Domnului. Chiar dacă vă necăjește cineva sau cineva va spune, a, tot te rogi, ne rugăm, stăruim, venim aici să lăudăm pe Domnul și venim aici să ne rugăm Domnului. Și Domnul ne va veni în ajutor, slăvit să-i fie numele. Învățați-vă, copiii, și dumneavoastră ca părinți, fiți legați de casa Domnului. Mulțumim Domnului, nu ne plângem. În general este o prezență bună. Dacă e vorba de dăruire, și în privința asta putem să mulțumim Domnului. Și pentru repetiții, și pentru rugăciune, să ne ajute Domnul să sporim în aceste lucruri sfinte. Să nu dăm înapoi. Să ne legăm familiile de casa Domnului. Asta este foarte important. Și un ultim aspect. Spune Scriptura, pentru toți cei ce vin și asistă la slujbă. Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Copii, voi auziți? Când intri în casa Domnului, trebuie să ai grijă de picioare. Că uneori te scot în hol. Fără să fie necesar aceasta. Păzește-ți piciorul să nu ieși până nu se termină slujba. Păzește-ți piciorul. Dar știi ce mai înseamnă păzește-ți piciorul? Citeți mai departe. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Adică nu te grăbi să comentezi stând în bancă, nu te grăbi să îți dai repede cu părerea, ascultă, meditează. S-ar putea, cum spuneam, cineva să greșească. Dar noi am venit aici în primul rând nu să numărăm greșelile, să lăudăm pe Domnul și să ne rugăm. De aceea să fim atenți. Cei ce predică vor avea o judecată aspră. Dar și cel ce stă în bancă trebuie să fie atent când vine la adunare. Atent când merge acasă. Să venim cu drag la adunare și să plecăm cu bucurie de la adunare. Așa ar fi bine, da? Cât valorează o zi în casa Domnului? E o bogăție de har. La noi Domnul ne-a binecuvântat și cu curți a casei Domnului. Am văzut adunări care nu au curte. Și așa e la pocăiți. Se stă și în casa Domnului, se mai stă și în curtea casei Domnului. Că nu ne-am grăbit să mergem acasă, deși ne bucurăm să fim acasă. Să ne lege Domnul familiile de casa Lui. Și să venim cu toți cu drag. Mi-amintesc că într-o sâmbătă stăteam aici la poarta mare pe unul dintre mașinile și o doamnă mai în vârstă plângea. Și o întreb, s-a întâmplat ceva, vă pot ajuta? Zice, nu, stau și mă uit la copiii ăștia, că nu știu, tot curg. Și tot vin, dar de unde aduce atâta? Încercăm să-i aducem, să-i legăm de casa Domnului. Și frumos când vin și copiii, când vin și bătrânii, când venim toți aici. Acolo se suie semințiile Domnului, ca să laude numele Domnului. Aici ni se opresc picioarele, aici stăm, lăudăm pe Domnul și îl binecuvântăm. Domnul să fie slăvit, Domnul să binecuvânteze fetiții, dau să-i la binecuvântare, să mai vină la adunare după slujba de binecuvântare, ori de câte ori este nevoie și har de la Domnul. Amin.